și dreptate de la Dumnezeu, de la Dumnezeu, Mântuitorul Său. Cei puternici ridicați, ridicați capetele voastre uși veșnice, ridicați-vă ca să se întregați. Mulțumim îngerescului Cor Gloria și neobositei dirijoare Galina Vârlan. Corul a fost unul semnat de Gavril Muzicescu, un compozitor, muzicolog și teolog născut în Basarabia, care a fost contemporan cu scumpul nostru Ciprian Porumbescu, de asemenea compozitor și teolog. Ciprian Porumbescu, înainte de a trece în neființă, a chemat familia și a spus: vegheați să nu mi se piardă cântecele, le las neamului meu. Vegheați, români, să nu vi se piardă cântecele, vegheați să nu vi se piardă graiul, vegheați să nu vi se piardă iubirea, vegheați să citiți mereu revista Candela și mai ales vegheați să nu vi se piardă prietenia. Și pentru aceasta, iată, este diriguită doamna președintă a Asociațiilor Scriitorilor Români din Canada, al cărei nume înseamnă, în limba celtă, prieten. Dacă nu ați știut, doamna Corina este prietenul nostru al tuturor, care va ține între noi relațiile strânse și de iubire. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc, Gabriela, mulțumesc Florului Gloria. Fac o mică rectificare, sunt președinta Asociației Culturale Române. Dați-mi voie să îmânez un buchet în tricolor și doamnei Gabriela Tănase, dar și corului. Mulțumesc că a fost deosebit, de o deosebită sensibilitate. Merci beaucoup à tout le monde, merci. Avant de présenter le prochain, vreau să mulțumesc lui Cătălin Daniel, să-l apreciem și să-l aplaudăm. Este sunetul nostru de astăzi, se ocupă cu sonorizarea. Mulțumesc! Aș vrea înainte câteva cuvinte de Agela Faina, pentru că v-am spus pe tot parcursul festivalului, am să vă vorbesc despre expozanți. Deci este membra Comitetului de Organizare a Festivalului Candela, responsabil grafic al revistei Candela de Montreal. Cum am spus, la tombola de astăzi participă cu grafică, pastel, acuarelă, ce reprezintă locuri de interes deosebit, istorice, monumente, portrete, peisaje. De asemenea, dânsa are aici, în partea mea stângă, o expoziție de bijuterii din materiale semiprețioase și alte materiale. Dați-mi voie acum să prezint un autodidact cu pasiuni ca muzica, lectura și dansul. Acestea l-au hrănit încă de mic copil. Artistul care urmează este originar din Bucovina. A activat la Școala Populară de Artă din Timișoara ca și dansator.
sosit în Canada acum 37 de ani, ne încântă mereu cu talentul său folosind diferite instrumente de suflat, ca fluier, ocarină, nai sau caval. Este vorba de Mircea Gheorghescu. Bună ziua și bine ați venit! Thank you.